Adrian Buhaniuc are boxul în ADN. La fel ca tatăl și unchiul său, acesta s-a îndrăgostit de sportul cu mănuși în copilărie, iar acum se află în cea mai bună formă a carierei. Adrian, cum ai început boxul? Din familie s-a pornit lucrurile astea, ca o tradiție. La mine și tata, și unchiul, și fratele tata, tot ei sunt 5 în familie. Și au început lucrurile astea din familie. Singurul care au continuat fiind practic boxul este unchiul meu, care m-am antrenat la el timp de 10 ani cât am fost în Republica Moldova. Am ajuns la un nivel acolo și deja nu mai puteam să mai progresez. Și am zis că trebuie să schimb ceva la mine. Și am plecat din țară. Am venit aici, am intrat la facultate, n-am avut nicio intenție de a practica mai departe boxul. Adică m-am stopat și am zis că termin cu el, nu mai văd niciun viitor. Am venit aici, mi-au propus să încep din nou, să reîncep cu antrenamentele, pentru că timp am fost acolo în Republica Moldova. Am participat la campionatele europene de 2 ori, am ieșit locul 5 în ambele campionate și m-au cunoscut unii antrenori, m-au recunoscut, fiindcă am fost boxer acolo și m-au luat. Am început drumul meu aici, l-am început la Clubul Sportiv Olimpia, am participat un an de zile acolo și la fel, am vrut ceva mai nou. Am ajuns la un nivel, m-am oprit și am zis că vreau ceva mai mult de atât. Și cu ajutorul Clubului Sportiv Steaua am ajuns la nivelul la care am ajuns acum. Mulțumesc foarte mult! La începutul lunii decembrie, pugilistul, originar din Republica Moldova, a cucerit Cupa României la Arad. Ce înseamnă acest ultim trofeu pentru tine? De foarte mult timp nu m-am clasat pe locul întâi. Adică am avut o barieră de asta psihologică care n-am putut să o trec de ea. Și cu ajutorul lor am trecut și am ajuns la nivelul la care am ajuns acum. Pe locul întâi la Cupa României de seniori. Și cred că sunt atâta să mă opresc aici. Cum te simți aici la Clubul Steaua? Nemaipomenit. Deci sunt ca acasă. Deci nu am nicio problemă, am toate condițiile pentru a mă antrena, pentru un viitor cât mai bun. Cred că și cu ea să continui și mai departe, pentru că maestrul meu știu sigur că a să mă ajute să trec și la profesioniști și tot pe el vreau un colț. Vreau un colț ca să ajung cât mai sus. Adică eu până acum am încercat, am fost într-o parte, am fost în alta, m-am antrenat cu mai mulți, n-am reușit. Și cu el am reușit. Cum vedeți viitorul lui Adrian? În Adrian văd un viitor foarte frumos. E un copil deosebit, puternic, inima, și a avut el un trac până acum. Nu trece de un adversar, nu trece de celălalt și veni la Steaua, normal, eram aici, am zis, maestre, putem să facem ceva, sigur că da, tata. M-am pus mâna la treabă, s-a văzut, deci eu văd în el un mare campion. Abordezi meciurile, ai o anumită strategie sau în funcție de adversar? Ca orice sportiv avem emoțiile astea înainte de ring, de aici în ring, teama asta, frica de a nu da greș. Și eu încerc să mă lupt cu el. Din momentul în care am câștigat lupta asta cu mine, eu am câștigat meciul. Lovitorile tale preferate? Direct de dreapta și croșou de stânga, deci croșou de stânga să fie fatal. A fost pus vreodată la pământ? Da. N-am fost pus din barbă să cadă jos, dar din lovitură l-a ficat. Am pus, am simțit-o, știu și asta, durere și de asta nu mai stau să prinesc lovituri. Pentru că e dureros. În viitor ai vreun plan să treci la profesioniști? Numai decât. Chiar intenționez până în 25 de ani să trec la profesioniști. Că vreau să schimb. Vreau să schimb nivelul, vreau să ajung la un nivel cât mai înalt posibil. Și acum cât vârsta îmi permite, vreau să fac lucrul ăsta. Că după aia apar alte priorități în viață care ar trebui să le acord și lor timp. Asta ar fi. Care ar fi obiectivele pentru 2021? Cel mai mare obiectiv pentru mine în anul acesta ar fi ca să mă calific la Olimpiadă. Forță Steaua!